La Bălți a avut loc cel mai mare forum de afaceri europene din România, Eurosfat 2023. După mai multe ediții de succes desfășurate la București și Timișoara, evenimentul a ajuns pentru prima oară în Republica Moldova. La Nortec și-au dat întâlnire oficial de pe ambele maluri ale Prutului, agenți economici, autorități publice locale, dar și experți. Mă bucur că suntem aici la Bălți și că Eurosfat este la Bălți, pentru că Uniunea Europeană este despre și pentru cetățean, nu e a politicienilor. Într-adevăr, politicienii iau decizii, însă ei iau decizii pentru că au fost împuterniciți de cetățean prin vot să ia decizii în folosul comunității. Din acest motiv, mi se pare mie cel mai important lucru este ca despre Uniunea Europeană să discuți cu cetățeanul, cu membrii comunității, pentru că tot ce înseamnă decizie luată fie la Bruxelles, în Parlament, în Comisia Europeană, fie în capitala țării care e stat membru UE, toate aceste decizii se resimt în viața de zi cu zi a oamenilor. Din acest motiv, Eurosfat a avut foarte mare succes în România. A 11-a ediție a forumului Eurosfat 2023 a fost despre Uniunea Europeană și noi orizonturi Republica Moldova. Hai să ne identificăm problemele și să ne întrebăm onest unii pe alții dacă noi în general vrem să le rezolvăm. Poate nouă ne place să trăim fără canalizare. Probabil că nouă asta ne place dacă noi acceptăm situația. Dacă atât de mult îi spare pe unii termenul ăsta, sintagma Uniunii Europeană, nu le-o dați deodată așa, știți? Luați-i cu încetişorul, hai să rezolvăm problema. Cum? Bine, ne trebuie să identificăm o soluție. Ne uităm unde? Ne uităm în țările care au rezolvat așa probleme. Unde a mai fost problema asta? Uite, a fost în România. Noi așa am făcut. Din partea autorității publice locale, vreau să știți că o să aveți toată deschiderea și Excelență, vreau prin intermediul dumneavoastră să mulțumesc României pentru susținerea pe care ați acordat-o și vă invit și pentru mai multe proiecte în Bălți. Cel puțin vă asigur că nu o să aveți regrete. Vă asigur că calea noastră, chiar dacă este una grea de luptă contra corupției, va fi nu doar pornită, pentru că este deja pornită, ar va fi și continuată. Noi suntem siguri că investițiile nu pot veni încolo unde este corupția ca la ea acasă. Suntem deschiși pentru că știm că situația din Bălți poate fi ameliorată doar cu sprijinul investițiilor, doar cu sprijinul programelor europene. Un dialog similar a avut loc la Chișinău, Ungheni și Cea Dărlunga.